O stare stabilă, aș putea spune. Rănile provocate de cele două proiectile care au fost în corpul pacientului nu au afectat vase, nervi sau i-au periclitat viața. Rană cu penetrare? Ambele proiectile au penetrat unul mâna, unul toracele, dar fără să avem și un orificiu de ieșire, amândouă au fost recuperate și urmează să se facă probabil o expertiză balistică. El a fost operat? Chirurgicale? Da. Încă mai este în sala de operații, urmează să se închidă inciziile făcute pentru... Și după această intervenție chirurgicală, câte zile va trebui să rămână internat? În mod normal, rănile provocate de proiectile nefiind cu potențial letal, dar stând 2-3 zile de la producerea evenimentului, există un potențial infecțios cu un risc de sepsă și pentru asta 2-3 zile probabil că va rămâne la noi. Deocamdată este sub paza celor de la SIAS, va fi preluat peste 2 ore de o echipă din Timișoara, care va rămâne cele 2-3 zile în spitalul nostru ca să-i asigure paza și, sigur, protecția personalului nostru. Va fi pus într-un salon separat? Da, sigur, va fi singur în salon, sigur că da.